O tânără româncă care practica prostituția în Italia a fost luată la bătaie de soția unui client, după ce aceasta i-a prins pe cei doi chiar în mașina bărbatului. Românca a fost scoasă de păr din mașină. Traficul a fost blocat întrucât zeci de oameni au fost martorii unor scene tragic-comice petrecute pe șoseaua cu pricina. Soția își suspecta de mult timp bărbatul că o înșela și a decis să-l urmărească atunci când acesta a plecat de acasă, scrie Știri Diaspora, care au preluat informațiile de la o televiziune locală. Bărbatul a oprit pe marginea drumului, a vorbit cu o tânără care aștepta acolo, apoi aceasta s-a urcat în mașină. În acel moment, soția s-a apropiat de vehicul și a început scandalul. Furioasă, nevasta care era pe punctul de a fi înșelată a început să înjure, iar ulterior s-a ajuns la bătaie. Mai întâi a luat la bătaie pe soț, i-a dat și câțiva pumni, după care s-a năpustit asupra româncei care a fost scoasă de păr și în pumni din mașină. Iar șoferii au vizionat întreaga scenă ca la cinema. Traficul a fost blocat până când un martor a sunat la poliție.